Bună ziua, oameni buni! Bine ne-am regăsit la concluziile mesagerului. Astăzi, ca de obicei, încercăm în mai multe reprize să discutăm despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ceea ce se vede și câteodată ceea ce nu se vede, dar se discută prin spatele ușilor închise. Săptămâna aceasta a fost indiscutabil, indubitabil și cum doriți dumneavoastră, săptămâna Consiliului Județean Neamț. De ce? O să spuneți cum adică. Simplu, săptămâna trecută a fost săptămâna partidelor. Acum locul a fost ocupat de noua conducere a Consiliului Județean Neamț, de fapt numai de președinta Consiliului Județean, că restul conducerii a fost invizibilă, doar pe post de mobilier în conferința de presă, cât de cât acolo mișcător. Locul a fost ocupat de doamna consilier și, bineînțeles, sfătuitorii acesteia din și din din interiorul și din afara Consiliului Județean Neamț. Pentru că nu vreau să facem foarte multe comentarii, ne rezumăm în a arăta că s-a schimbat ceva la Consiliul Județean. În primul rând, s-a schimbat limbajul, vocabularul. Cu o parte a acestui limbaj ne obișnuisem pe vremea regretatului pentru unii Culiță Tărâță. Și el avea câteodată ieșirile acestea de a tranșa lucrurile, vom face anchetă, vom cerceta, vom face, dar nu în felul acesta. A fost o conferință de presă după o ședință de Consiliu Județean. De fapt, n-a fost o conferință de presă, a fost ceva aranjat acolo între actuala conducere și nu știm cine și cum. Cert este că nimeni n-a putut să discute acolo. Prima oră a așa zisei conferințe de presă a fost un fel de înfierare tovărășească, revoluționar administrativă, PSD-istă, a unor lucruri din arealul acesta care se află în subordinea Consiliului Județean. Și pentru dumneavoastră, pentru a înțelege exact limbajul, o să vă reproduc, o să vă citesc câteva dintre frazele care au ieșit așa, într-o ordine aleatorie, din gura președintei Consiliului Județean. Dar noi, în mesagerul Varianta Online, am spus că toate acestea trebuie să aibă și un moto. Și moto vine de la un clasic în viață, un adevărat stâlp al tuturor funcțiilor publice din Neamț și de partid, domnul Dan Vasile Constantin, care a declarat că lucrurile au intrat într-o altă dinamică de când doamna Arcan este președinta Consiliului Județean Neamț, președintele Consiliului Județean Neamț. Deci, ce spune doamna Arcan în mai multe lor de poziții în acel simulacru de conferință de presă? Nu este admis. Este inadmisibil. Voi lua măsuri drastice. Nu-s drastice, drastice. Mă voi apleca foarte mult asupra acestui aspect. Nici vorbă. Nu pot să admit asta. Voi schimba tot. Vă demonstrez că ce nu am făcut în 3 ani, o să facem în ultimele 6 luni de mandat. Acum știți cum e, de la 6 luni la 9 luni, distanța nu este foarte mare. Intrăm cu embargo, intrăm cu buldozerul. Deci, prima dată se pune embargo și după aceea se merge cu buldozerul. Problema este cine conduce buldozerul, că nu prea cadează ca o gingașă doamnă să se urce la maneta buldozerului. Voi merge și pe șantier, voi merge și la spital și la instituțiile de cultură. Ordinea probabil că se va alege în funcție de necesități. Din câte am înțeles eu, luni se va merge la spital ca să ceară demiterea directorului spitalului pe motiv că n-a avut autorizații de construcție în momentul în care ele există, bine mersi, la documente. Veți vedea că mă voi dezbrăca de haina elegantă și o să scot la vedere tot ce am vrut să spun și m-au baricadat să nu spun.
asta este un aspect de discutat, este o frază un pic mai lungă, care poate fi și împărțită pe bucăți, nu e cazul acum, deci să reținem că doamna președintă se va dezbrăca de haina elegantă, o să scoată la vedere tot ce a vrut să spună și n-a putut, dar a fost baricadată să nu spună ceea ce înseamnă că acum, baricadele dispărând, embargoul dispărând, intrând buldozerul, vom afla multe adevăruri din Consiliul Județean. Apropo de embargo și de buldozer, niște surse ne-au spus că primul lucru și cel mai important care se va face în interiorul Consiliului Județean este că se va sparge un zid. Da, ați auzit bine, se va sparge un zid. Există bani pentru spargeri de zid, nu este o problemă. Zidul dintre biroul președintei Consiliului Județean și al secretarei, doamna Soroceanu, pe motiv că trebuie să aibă un secretariat comun, adică secretara să fie supravegheată, cine intră în biroul ei, cine iese din biroul ei, ce acte intră, ce acte ies. E normal să fie așa, mai ales când există o singură teacă și două doamne care nu au loc în aceeași incintă. Acum, ideal ar fi ca secretar să fie un bărbat, pentru că o femeie nu credem că poate rezista între două doamne atât de aprige. Cam asta e situația în momentul acesta. Observați, s-a schimbat limbajul, s-a schimbat modul de abordare a lucrurilor. Probabil că așa au venit indicațiile de la echipa de campanie a doamnei președinte Arcan. Nu credem că este și a partidului, pentru că nu e așa, administrația se desparte total de partid, administrația se face cu profesioniști pentru profesioniști. Deci, Consiliul Județean Neamț are un nou președinte. Noi spunem doar atât, Doamne ajută! Revenim în curând cu primul invitat.